datorită lipsei de securitate, ci datorită faptului că infrastructura este una bună, costurile probabil că sunt mici față de alte țări, au persoane interesate de atacuri informatice, închiriază servere de unde se desfășoară astfel de atacuri. Sigur că aici trebuie interveni, lucrul ăsta nu trebuie să rămână așa. Dar sunt mai mulți factori care trebuie să fie implicați. Cât privește la al doilea aspect important, cum am spus, trendul acestor atacuri informatice și în România și a criminalității informatice în România, este preluat din trendul internațional, care, sigur, pentru noi face uneori mai dificilă investigarea. Dacă o fraudă comisă de un român prin mijloacele, instrumentele pe care le-am dezvoltat, e mai ușor. Acum, dacă vorbim de un atac informatic sau un ransomware sau un Citadel și ai doar victime în România și asta, restul atacului sau celelalte elemente sunt în străinătate, sunt mult mai dificil de investigat. Cam acestea sunt tipurile, să zicem, de atacuri pe care le-am văzut. N-aș vrea să intru a descrie fiecare, pentru că cred că cunoașteți. Sunt lucrurile pe care le-am investigat, le investigăm, dar multe din ele sunt din ceea ce se preia din străinătate, sigur, și Anonymous, până la urmă. Am avut acea latură românească, să zicem, Anonymous, am fost, eu zic, destul de eficienți. Au fost atunci făcut o acțiune și s-au reținut persoane, s-au investigat, lucruri care, din semnalele noastre, au oprit acest curent în România. Dar, iarăși, preluat din străinătate. Deci, ne păstrăm preocupările pentru fraude, atât cu carduri, atât cu fraude informatice, preluăm și partea de atacuri, dar toate acestea sunt folosite pentru a comite fraude și pentru a obține venituri. Asta este o statistică pe care am făcut-o la nivelul anului 2012 și 2011. Comparație să vedeți ca și trend. Sigur, este crescător. Poate o să vă întrebați la numărul de infracțiuni. Este o scădere față de 2011, dar o să vă explic de ce. Pentru că au grupările care se ocupau cu fraude informatice, unde erau reținute multe infracțiuni, s-au mutat în străinătate, grupările de cetățeni români, și acționează din țările din jurul României. De aceea cresc numărul infracțiunilor tehnice de acces neautorizat și scad cumva cele de fraude unde erau mai mulți. La fel și învinuiții și persoanele reținute. Deci, deși trendul e crescător, dar vorbim de infracțiuni tehnice și aici ca accesul neautorizat. Cât privește la referitor la evoluția procesurilor criminalității informatice în România, caracteristicile, clar, vorbim de infracțiuni tehnice, e clar, nu trebuie explicat de ce, financiar, pentru că asta este ceea ce sunt interesați în a obține, transnațional, pentru că fie că vorbim de fraude, fie că vorbim de atacuri informatice, fie că sunt victime din străinătate sau sisteme informatice folosite, și, sigur, caracterul organizat al celor care desfășoară astfel de activități, pentru că nu neapărat într-un concept de, știu eu, piramidal, cu un lider top și controlat, dar organizați pe diverse ramuri, pe diverse activități, organizați în sensul că schimbă între grupări diverse informații, diverse instrumente. Evoluție, eu am trecut-o pentru că fiind mai de mult în acest domeniu, am putut observa și o evoluție acestor termeni. High-tech, cyber, cyber terrorism, cyber security, cyber war, cyber defense. Toate au cyber, însă, din punctul meu de vedere, toate pleacă de la cele infracțiuni de cyber, right? Și asta e ceea ce trebuie, după părerea mea, reținut. Tendințe. Viitorul, așa cum îl vedem încă o dată, din informațiile pe care noi le avem, nu deținem noi adevărul absolut, dar credem că avem o importantă capacitate de a lua aceste informații și a le analiza. Din cazurile pe care le-am instrumentat și aceste tendințe internaționale, arată că viitorul criminalității informatice este malware-ul financiar, fraudele cu cărți de credit card, non-present fraud,
recrutarea de persoane care să fie folosite la transferurile și preluarea banilor formați în rezultații normativităților infracționale și sigur mai folosirea instrumentelor de plată disponibile și serviciile disponibile pe internet pentru casă de cam astea sunt lucrurile pe care le vedem pentru cel puțin pentru viitoarea perioadă în domeniul criminalității informatice. Mulțumesc foarte mult pentru toată invitație și timpul virtual. Mulțumim frumos, foarte important de informațiile pe care le-ai prezentat. Completează foarte mult aspectele pe care le punem la discuția publicului din perspectiva incidentelor despre cibernetică. Vă invităm la o cafea pentru 20 minute, după care le luăm discuțiile și prezentările. Mulțumim frumos! Dane, ai oprit tu cumva sau s-a terminat autobusul? Da, e în regulă. Oprește-l acum.